Asociația noastră a fost alături de bătrânii neputincioși și lipsiți de ajutor, dăruindu-le lemne de foc. Mai întâi am mers la tanti Lucreția, o văduvă care locuiește într-o școală dezafectată și trăiește din mila sătenilor. Ce vârstă ai? E 35, nu știu câți, nu. Nu mai sunt mice. Din 35 născută? Da. Și soțul a murit, nu? Da. De cât timp? Suntem doar la jumătatea iernii, dar cu lemnele pe care le mai avea și cu cele pe care le-a primit astăzi, tanti Lucreția va avea lemne pentru toată iarna aceasta. Unde locuiește acum? Ne aflăm în curtea școlii din Gura Văii, și aici într-una din camere care era cândva grădiniță, aici locuiește, în grădinița din Gura Văii. Cum a ajuns în situația asta? A fost scos afară din casă cu mai mult timp în urmă, a stat într-o școală din Dumbrava, unde acoperișul s-a stricat atât de mult încât mai putea să locuiască acolo și primăria i-a găsit acest loc unde să stea, să locuiască. Am înțeles că niște oameni au luat casa, i-au rupt contractul și în urma tribunalului unei hotărâri judecătorești a fost scos afară din casa ei. Da, ea a cumpărat cu mult timp în urmă o casă, fără să facă acte de vândare-cumpărare, iar următorii sau moștenitorii proprietății au scos afară. Ea n-a avut niciun act legal care să dovedească că e casa ei. Deci a locuit acolo ani de zile. A locuit acolo, am înțeles, 15 sau 20 de ani. Dumneata, asta e lemnele tot timpul? Am mai spart. Și am pădut. E greu, așa e? Greu. Cum e în cameră? E bine? E cald? E bine. Nu mai sunt probleme cu căldura acum, nu? Ai lemne suficiente. Eu zic că dar ar fi. Mulțumesc că mi-au adus lemne. Frumos. Unde suntem aici? În Vidra, sat Vidra, comuna Vârfurile din județul Arad. Un alt bătrân rămas singur este domnul Gergar. El a primit lemne și în acest an. Aici sunt parte din lemnele care le-am cumpărat pentru familia Gergar. Urmează să mai vină un transport care este pe drum.
În total vor fi 6 metri ster de lemne pentru foc pentru domnul Ghergar. După cum ne-am obișnuit în fiecare iarnă și în această iarnă 2013, suntem la familia Ghergar. Deși cu această ocazie domnul Ghergar a rămas singur, soția lui a decedat în urmă cu 2 luni, dar nu e întru totul singur, pentru că asociația noastră a fost lângă el și a sosit exact la momentul potrivit. Mai avea lemne pentru maxim 2 săptămâni și a fost ajutat cu lemne pentru foc până la sfârșitul iernii. Este în vârstă, are aproape 80 de ani. Se deplasează greu? Greu, se deține greu, dar cel puțin căldura nu-i va lipsi și în această iarnă. Știu că are și o pensie destul de mică, dar se poate descurca cu ea. Da. Domnul Ghergar a fost în atenția noastră mai mult timp, de fapt din 2007 am ajutat această familie mereu cu alimente și cu lemn de foc. Aș vrea din partea asociației să vă dorim multă sănătate. Aveți lemne de care aveți nevoie pentru iarna, care încă e la jumătate. Nu e foarte frig, dar poate să mai vină frig încă. Suntem doar în ianuarie. Poate. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate și voie bună. Sănătate multă! Am vrea tot e pregătit ca lemnele să le aibă la îndemână. Vor fi tăiate, crăpate și duse la îndemâna lui. Asta face foarte mult. Nu vom abandona. Nu rămân lemne aici în drum și el în casă. El nu are posibilitatea să-și le ducă singur. Mamaia Ecaterina se ține cu greu pe picioare, dar a ieșit să ne mulțumească pentru lemne. Că a fost mai sus. A fost aproape plin potență. Dânsa este Mamaia Ecaterina, căruia i-am adus lemne. Anul trecut i-am adus sobă. Ați văzut magazia în care am depozitat lemnele și am mai folosit din ele de 2 săptămâni de când le-a adus și asta este situația dânsei. Câți ani are doamna Caterina? Are 82 de ani. 82 de ani. Ne bucur că acum în iarna aceasta o să aibă lemne pentru toată iarna și tot o să fie bine. Mulțumim și noi, în numele asociației noastre, tuturor celor care au dăruit pentru acești bătrâni. Iarna este încă în desfășurare, dar pentru ei va fi mult mai cald, mai ales că aceste lemne provin din adâncul unor inimi calde de români.